Arderile necontrolate de miriști sunt într-o continuă creștere. De la începutul lunii iulie și până în prezent, pe teritoriul județului Dolj a luat amploare fenomenul de ardere necontrolată a miriștilor și vegetației uscate de pe terenurile agricole. Doar în ultimele 24 de ore, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj au fost solicitați să stingă 19 incendii. Pompierii atrag atenția cetățenilor și operatorilor economici asupra obligativității respectării prevederilor legale în vigoare în domeniul apărării împotriva incendiilor ce se pot produce pe timpul sau după finalizarea campaniei de recoltare a cerealelor păioase. În primul rând, cu curățarea terenului prin arderea miriștii, noi, din punctul nostru de vedere, o acceptăm numai dacă obțin permisul de lucru cu foc, permis care trebuie obținut de la primăria pe raza localității căreia este terenul respectiv. Dacă fac această ardere fără obținerea permisului de lucru cu foc, amenda este de la 2500 la 5000 de lei. Pentru nerespectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cetățenii riscă primirea unor sancțiuni contravenționale cuprinse între 100 și 2500 de lei.